o lecție introductivă în care se prezenta noțiunea de funcție, modul în care se reprezintă o funcție, noțiunea de funcție. Practic, voi începem cu clasa 5, să vedem cum au apărut aceste funcții, de ce e necesar să studiem. Mai ales că funcție de acum, matematică, alături de mulțimi, joacă un rol foarte important. Deci este a doua noțiune cu care se joacă matematică. Mulțimea este prima noțiune, deci avem mulțime numărătoare, întregi, raționale, raționale, reale, complexe în clasă, deci. Și, separat, avem aceste funcții. Practic, ce-au făcut aceste funcții? Dacă studiem matematica numai prin mulțimi, mulțimea blocurilor, mulțimea oamenilor, nu avem chiar niște, parcă ar fi niște noțiuni distincte, așa, mulțimea blocurilor cu mulțimea oamenilor, distanța cu timpul, viteza cu distanța, viteza cu timpul, parcă ar fi niște noțiuni separate. Funcția leagă aceste mulțimi, le dă așa o noțiune dinamică a lor. S-ar putea ca să fie o relație între mulțimea blocurilor și mulțimea locuitorilor din bloc. S-ar putea să fie o relație, mai nouă descoperită acum de un englez, între suprafața unui oraș și salariile din acel oraș, ale locuitorilor. Și s-a descoperit acest englez, cred că oamenii. A legat suprafața orașului de salarii și a constatat că de câte ori suprafața orașului, în orice oraș, suprafața orașului se triplează, salariile locuitorilor din acel oraș cresc în medie cu 15%. Iată o descoperire nouă, acum, recent. A dat-o publicității din ultimele 2-3. Ori a descoperit o relație întâmplătoare. Această relație întâmplătoare între suprafața orașului și locuitorii din acel oraș. Și practic de câte ori un oraș își triplează, nu își triplează, își crește suprafața cu o treime, cu 33%, 33%, da? De salariile oamenilor în același oraș au o creștere proporțională cu 15%. Da? Deci, iată o relație găsită întâmplător. O relație găsită întâmplător. Asta face funcția. Stabilește relații între aceste mulțimi, care dacă n-ar fi funcțiile, ele, ne-am gândit la ele separat. Am avea o mulțime de blocuri acolo, bine sănătoasă, am avea o mulțime de locuitori într-un oraș la fel, bine sănătoși, dar nu sunt, n-ar fi legați între ei. Funcția vă leagă mulțimile. Vă stabilește aceste relații între mulțimi. Și zicem, prima dată, ce este funcția? Definiție. Prin funcție, se înțelege o relație între două mulțimi. Deci, o relație între două mulțimi, ce asociază, și aici avem două cuvinte cheie, ce asociază fiecărui element, și subliniem acest cuvânt cheie, fiecărui element din prima mulțime, un singur element din a doua mulțime. Și a doua cuvânt cheie, un singur element. Da? Deci avem două cuvinte cheie foarte importante. Și anume, fiecărui
și ultim. Și zicem, elementele funcției. Elementele funcției. Prima mulțime se va numi domeniu. Domeniu. Prima mulțime. Cea de la care pleacă un singur element. A doua mulțime se va numi codomeniu. A doua mulțime. Cea în care ajunge un singur element. Și separat de domeniu și codomeniu avem o relație de definire. Care de obicei este o formulă. Tabel sau diagram. Sunt trei moduri de a defini o relație. Pe baza formulelor, pe baza tabelelor și pe baza diagramului. Practic, în fiecare din aceste moduri, o să avem chiar definiția funcției. Haideți să vedem cum arată o funcție definită pe bază de tabel sau pe bază de diagramă, ca să începem cu lucrurile așa. Ce zicem? Punctul 2 a lecției. Până acum aveți întrebări? Este o lecție introductivă. Ce trebuie să reținem această definiție, da? Cu cele două cuvinte cheie și elementele funcției pentru început. Și acum haideți să vedem cum definim o funcție. Punctul 2. Care sunt modurile, care sunt cele trei moduri și în paranteză, diagramă, tabel, formulă, pentru definirea unei funcții. Definirea prin diagramă. Aceste diagrame mai poartă denumirea de diagrame Venn, Euler. Da? Diagrame Venn, Euler. Practic, este un mod simplu de a arăta o relație între două mulțimi, și anume, se consideră, să zicem, o mulțime A, care e prima mulțime, și dacă e prima mulțime, am văzut că se va numi domeniu, și B, care e a doua mulțime, și bineînțeles că ea atunci se va numi codomeniu. Aici avem niște elemente, să zicem elementul 1, 2, 3, 4, din face, să zicem, alte elemente, nu e obligatoriu să poate să fie mai multe, poate să fie mai puține, poate să fie la fel. Să zicem elementul A mic, B mic, C mic. Și fac o asociere. Dar cum fac asocierea? Pentru fiecare element din A, să mă duc într-un singur element în A2, da? Uite, de exemplu, 1 mă duc în A.
Lu 2 la 2, 2 îl duc tot în A. 3 îl duc în B. 4 îl duc tot în B. Se vede că la 1 îi corespunde un singur element, la 2 îi corespunde un singur element, la 3 îi corespunde un singur element, la 4 la fel îi corespunde un singur element. Și nu am elemente în A să nu am asocieri. Fiecare element din A are un singur element corespondent în B. Da. Aici va fi mulțimea A, care este domeniul. Aici va fi mulțimea B, care este codomeniul. Aici avem o funcție care se notează cu literă mică, să zicem IR. Da? Și scriem în felul următor. Notație. Notație. Funcția IR, două puncte, care asociază mulțimii A cu valori în mulțimea B. Deci iată unul care am notat această funcție. IR va pleca cu elementele din mulțimea A și se duce în mulțimea B. V-am zis, mulțimea A poate să fie mulțimea oameni, mulțimea suprafețe orașelor și mulțimea B poate să fie mulțimea salariilor din oamenilor din interiorul orașului, da? Salariul mediu. Se constată această dependență. Mulțimea A poate să fie mulțimea distanțelor parcurse de un motociclist, da? Un an de zile. Mulțimea B poate să fie mulțimea vitezelor. La fiecare distanță am o viteză, da? Eu știu, sigur că dacă se duce 60 km de aici la Roma, face cu viteza de 80 km la oră. Dacă se duce însă până la Dumbrava Roșie, să zicem, poate să meargă doar cu 30 km la oră, dacă nu are și o. Așa că avem diverse corespunzi. Haideți să vedem următoarea diagramă. Și dăm exemple. Care din diagramele următoare? Care din diagramele următoare? Sunt funcții. Doi corespunde A. Este funcție? Nu. De ce? Pentru că nu are 3. 3 nu are corespunde. Zicem, aici e mulțimea A, aici e mulțimea B, e relația. Dar nu-i dus. De ce? Pentru că diagrama nu duce. E o diagramă care nu are dus la 3. Nu e obligatoriu. Și atunci această diagramă nu se reprezintă o funcție. Da. Dacă ți-l dă problema dus, atunci devine. Aici nu ți-l dă dus, înțeleg? Și zicem, relația F nu este funcție. Deoarece există un element din prima mulțime ce nu are corespondent. Există un element din prima mulțime ce nu are corespondent. Obligatoriu toate elementele din prima mulțime trebuie să. Bun. Asta a fost exemplul de la A. Acum să luăm următorul exemplu de la B. Avem, tot așa, 1, 2, 3. Avem A, avem B, avem C, avem D. Lui unu-i corespunde A,
L'1 corresponde B, L2 corresponde C, L3 corresponde D. Aici se dice în funcție relația G. Relația G. Aici tot așa, mulțimea C, mulțimea D. Nu e obligatoriu să fie mereu așa, da? Ce ziceți? Această relație este funcție? Da. Aveau răspunsul împărțit. Da. Da sau nu? Da. Alex, tu ce zici? Nu. Da. Antonia? Deci sunt sigură că da. Nu. Nu. Da. 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 Nu. Nu. Răspunsul e nu. Să vedem de ce. Pentru că fiecare element se corespunde unul altul. Un singur element, fiecare element din prima îi corespunde un singur element în a doua. Cuvintele cheie sunt fiecare și singur. Într-adevăr, la fiecare element am un corespondent. Dar la elementul 1... La elementul 1 n-am un singur element, am două corespondențe. De asta nu este funcție, pentru că există un element cu două corespondențe, da? Relația G nu este funcție. Relația G nu este funcție. Deoarece, deci relația G nu este funcție, deoarece 1 are două elemente corespondente. Și nu unul singur, cum zice definiția. Și nu unul singur. Până aici aveți întrebări? Nu. Aici acum să vedem, am văzut că sunt trei moduri de definire. Am văzut o definire pe bază de diagrame. Aceste construcții care arată corespondența. Deci zicem, definirea pe baza unei tabele. Definirea pe baza unei tabele. Care, să știți că de acum vă jucau cât de simte aceste noțiuni. Diagramă, tabel de valori, da? Ele practic au un rol foarte important. Bine, nu să fie folosim diagramele foarte des. O să folosim așa, sporadic. Dar tabelele de valori și legea de corespondență sunt cele mai folosite. Da? Și definirea pe baza unui tabel de valori. Unui tabel, în paranteză, de valori. Vom pleca tot de la o diagramă, ca să ne folosim de diagramă. Și pe această diagramă vom construi un tabel de valori. Deci avem 1, 2, 3 și 4. Aici o să avem A, B, C. 1 merge în A. 2 merge tot în A, 3 merge tot în A, 4 merge tot în A. Eu pot să fac în momentul ăsta un tabel în care, să zicem, aici ar veni elementul X, oarecare, aici este F de X, adică ce rezultă, aici vine elementul X și aici, prin funcția F, da? Funcția F, avem elementul G, F de X. Și aici avem, bineînțeles, A domeniu și B codomeniu. Și aici chiar așa mă scrie. X-ul vine din domeniu și are valorile 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iar jos să scriem F de X-ul și citim exact cum se așează aceste tabele într-un tabel de valori. Da? Care se mai spargă aici prin linii, dar numai aici unde sunt câteva valori. Când o să fie domeniile mai mari, mai fi mulțimea mai reală, o să fie domeniile. Toate nu de reală. În cazul ăsta nu o să mai pun aceste linii, ci las tabelul. Ce vedem? La 1 îi corespunde A, că am completat un tabel. La 2 corespunde tot A, tot un tabel. La 3 îi corespunde tot A, că am completat un tabel. La 4 îi corespunde A, că am completat un tabel.
Aici chiar avem un tip de funcție care se numește funcție constantă. De ce? Pentru că are o singură valoare. Da? Ia să zicem definiție. O funcție se numește constantă. O funcție se numește constantă. Dacă pentru fiecare valoare din domeniu, dacă pentru fiecare valoare din domeniu, în codomeniu îi corespunde o unică valoare, o singură valoare, îi corespunde. O singură valoare. Da? Se vede că 1, 2, 3 și 4 au corespunde o singură valoare. Este o funcție constantă. Dacă ar fi fost un B, în tabel, dacă 1 i-ar fi corespuns A, 2 i-ar fi corespuns B, nu mai era funcție constantă. Da? Și asta este funcție constantă pentru că am aceeași valoare peste tot. La fiecare element o singură valoare. Este funcție, se vede că este funcție, da? Pentru că la fiecare element din domeniu îi corespunde un singur element în codomeniu. Dar nici nu este tot 4, gen ABCD, că la care nu corespunde 4. Nu. Dar spune că se corespunde la fiecare. Un singur, da, la fiecare. Păi, vezi că de la fiecare flat o secundă ajunge un singur element prin secundă. Este funcție. Da. La fiecare element din domeniu pleacă și ajunge o singură valoare în codomeniu. La 1 nu am două valori. Nu am așa ceva. Dacă aș mai avea o săgeată de la 1 sau de la 2, să zicem că s-ar duce așa, da? Atunci n-ar mai fi funcție. Aici n-ai la 3 corespondențe. Aici la toate am corespondențe. Mai înțeles? Deci, nici arena, un pic, să ne întoarcem. Alina nu a sesizat un lucru. A zis că desenul de aici, un pic de atenție, a zis că desenul de aici, care nu este funcție, deci la punctul A, ar fi tot una cu desenul de aici, care este funcție. Păi aici, ce avem? Hai să ștergem un lucru, să fie asta. Deci care e diferența dintre punctul de aici? Un pic de atenție. Care e diferența dintre punctul ăsta de aici? Puteți să se ducă și dintre ei în altă parte. Păi ne simțiți. Nu s-a dus. Aaaa! Asta e singura problemă. Că putea să ducă, sigur că da, dar nu s-a dus. Uite. Da? Deci... ăsta nu este funcție pentru că 3 nu are corespondent. Dar se contrazice faptul că la fiecare element din domeniu am corespondent unul singur în codomeniu. Ori ăsta la de aici, se vede că la domeniu am, la fiecare element din domeniu am corespondent. Am un corespondent unic în codomeniu, dar nu e obligatoriu să fie același. Dar aici e bine definită pentru că nu am un element în domeniu care să plece în două elemente. Da? Deci iată de ce este funcție. Că nu toate elemente ajung în elemente diferite, asta nu mă interesează. Pe mine să mă intereseze, mă interesează ca să plece din fiecare element din domeniu, să plece un singur, către un singur element în codomeniu. Și se vede că pentru fiecare element din domeniu există fiecare și există, da? Există un singur element în codomeniu. Și dacă pasă de cea mai bine, la funcție. Cum? Dacă 4 se ducea la B, nu mai era funcție. Dacă se ducea și la A, și la B. Era funcție? Nu era funcție. Nu era. Dar dacă în loc de 4 să se ducă la A, dacă ștergeam felul ăsta de aici, dacă îl ștergeam de aici și îl duceam aici, era funcție.
Și dacă era doar o singură literă, doar A, se ducea doar din A, era funcție? Da. Păi da, important este să nu plece doar un element de aici, să nu plece în două elemente diferite. Important este ca să nu am elemente în domeniu care să n-aibă asociere. Orice element din domeniu trebuie să aibă asociere, iar asocierea în codomeniu să fie unică. Da? Dar aici, repet, este funcție. Da? Poate să fie în A și era funcție constantă, sau poate să fie în B. În momentul ăsta nu mai e funcție constantă. Am două elemente diferite. Dacă ar fi să mă duc pe acest tabel, atunci eu aici în loc de A trebuie să fie B. Da? Deci, în momentul în care am asociat lui 4 cu punctul B, eu aici am trebuit pe B în tabel. Bun. De fapt, acolo trebuia B la 4. A, da, da. Deci, uite, foarte bine. Bravo, domnule. De fapt, nu aici, ci aici. Bă, dar nu m-am unul singur de atent. Nu m-am unul singur de atent. Aici, pentru noi, eram și pe telefon. Așa. Da? Deci aici avem funcție, definire pe baza unui tabel de valori. Bun. Alte întrebări mai aveți? Atunci, haideți să vedem o definire pe baza unei relații. Și să scriem. Definirea unei funcții. Unei funcții. Pe baza unei relații. Deci definirea unei funcții pe baza unei relații. Tot așa, haideți să pornim de data asta cu o tot cu diagramă. Să zicem aici 1, 2, 3. Hai să zicem minus 1, minus 2, minus 3. Lui corespunde minus 1, lui 2 corespunde minus 2, lui 3 corespunde minus 3. Aici e funcția E, A, B. Asta e primul mod de definire, da? Pe bază de diagram. Haideți acum pe baza acestei diagrame să facem tabelul de valori. O să fie X, o să fie F de X. Aici o să avem cele trei valori, 1, 2, 3. Din coace să punem corespondențele. Minus 1, minus 2, minus 3. Atenție și la scriere. Am zis că aici este X și aici este F de X. Da? Unde X ia diverse valori. Practic, faptul că eu la valoarea 1 le fac să corespunde minus 1, elementul minus 1, pot să scriu că F de valoarea 1 face minus 1. Faptul că pentru x egal cu 2, f de 2 face minus 2, am scris f de 2 egal cu minus 2. Și bineînțeles că f de 3 egal cu minus 3. Da? Iată modul în care eu am scris elementele din tabel. F de 1 minus 1, f de 2 minus 2, f de 3 minus 3. Dar acum este următoarea întrebare. Dacă eu am această legătură între f de 1 cu minus 1, f de 2 cu minus 2, f de 3 cu minus 3, oare n-aș putea să scot așa o formulă pentru f de x? F de x cât face? Direct vreau să minus x. Iată, al treilea mod de a defini o funcție, printr-o relație oarecare arbitrară, păi da, dacă ar face x, el x era cu x, păi f de 1 cât ar face? Minus x. Ar face 1.
Da, a fi el de x egal cu x. Ah. Da? Deci dacă a fi f de x egal cu x, când aș face f de 1, ar face 1, dar n-ar face minus 1. Da. Ori la mine trebuie să facă minus 1. Iată de ce. Și modul acesta în care eu am dedus pentru un element oarecare că ar fi opusul său, este al treilea mod de a defini o funcție și anume pe baza unei formule. Voi prin teste ați văzut acel f de x destul de mult. Y de x egal cu expresia. Practic, acea expresie este forma prin formula funcției a unei funcții y de x. Și, bineînțeles, că e întotdeauna la o funcție trebuie să pară cele trei elemente. Domeniu, codomeniu și, eventual, formula de definire a funcției. Da? Deci avem primul element, încă o dată, repetăm. Primul element, domeniu. Al doilea element, codomeniu. Și al treilea element, formula de definiție, da? Cele trei elemente ce compun funcția. Domeniu, codomeniu și formă. Ok? De ce dă minus x? Încă o dată, păi da, pe el de 1 face minus 1. Înseamnă că îi asociază opusul. Dacă f de 2 face minus 2. Acolo zice a scris f de x egal cu x. Păi aici am scris dacă ar fi, dacă ar fi f de x egal cu x, Arena m-a întrebat de ce nu este f de x egal cu x. Păi dacă ar fi f de x egal cu x, atunci f de 1 ar face 1, n-ar face nimic. Da? Deci, asta nu este altă formă. Este o deducție greșită. Da? Am văzut ce s-ar întâmpla dacă ar fost f de x egal cu x. Da? Și în felul acesta noi avem definirea pe bază de formă. Întrebări? Nu. Hai să zicem atunci următorul exemplu. Zicem, exemplu. Să se scrie tabelul de valori, să se scrie tabelul de valori asociat funcției f definită pe elementele minus 1, 0, 1, 2 cu valori. Pot să fiu darnic, am să iau toate numele reale. Aici nu mă interesează care sunt toate. Da? Pot să fiu foarte darnic în codul meu. Pot să am oricât de multe. Datele de relația f de x egal cu 2x plus 1. Deci vedeți, avem domeniu. Da? Domeniu, codomeniu și relația de definire. Domeniu, codomeniu și relația de definire. Cele trei elemente ale funcției. Și acum să vedem cum facem un tabel de valori pe baza acestei relații. Păi, tabelul, bine, x, f de x, sus am pus valorile minus 1, 0, 1 și 2. Cum? Punem iar jos. Nu, nu, jos punem valorile care vin calculate. Și uitați cum fac aici. Zic, f de minus 1. Pentru prima valoare, da? Nu o să pun iar, pentru că trebuie să găsesc acel element din iar care corespund. Păi ca să fac f de minus 1, înlocuiesc pe x cu minus 1 în formulă. Și vine egal cu 2 ori minus 1, deci fac x egal cu minus 1 în formulă, da? Pun minus 1 în formulă și aici și aici, da? Și vine 2 ori minus 1 plus 1, adică f din minus 1, egal 2 ori minus 1 vine minus 2 plus 1, adică f din minus 1 vine minus 1 și l-am trecut în tabelă. Minus 1. Să ai un tabelul de valori. Să faci un tabel. Asta e tabelul de valori asociat. Să facem. Da? Și la examen.
Și vedea un tabelul de valori să pintează. Pentru că tabelul de valori va fi o parte componentă din ceea ce îmi face un grafic funcție. Pe urmă, el de zero, v-am zis, cât este el de ușoare noțiunile astea? Eu nu înțeleg de ce nu s-au înțeles funcțiile. Ai făcut funcții, nu? Da, da, de, am lipsit. Nu știți cum e la școală. Așa, toți au făcut funcții. Și nu numai anul ăsta. Și anul trecut la fel. Și acum doi ani la fel. Deci sunt lucruri foarte ușoare. Ele trebuie să așezat. De ce n-am înțeles de anul trecut? De asta vreau ca lecțiile să fie înregistrate să fie foarte clar. Da. Și voi să mă pisați cu tine. Mai departe, el de 0. Bun. Mital, l-ați făcut? Bun. El de 0 vine 1. El de 1. El de 0, de ce facem 1? Ia să vedem. Facem din data asta în formulă, facem x egal cu 0, da? Și el de 0, el de 0, egal cu 2 ori 0 plus 1, el de 0, face 1. Mai departe, el de 1, 3. El de 1, egal cu 3. Am pus 3. 5. Și el de 2 egal cu 5. Da? Deci asta este tabelul de valori asociat cu aceste funcții. Întrebări? Nu. Mai simplu că este la început. Nu. Și el a zis că ne ajută cu ordonate. Da, 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 nu face așa. Nu merge reale. Cu valori în el, da. Păi și nu sunt toate reale? Sunt reale, da. Deci am fost dar, nu, ca să nu mai stau să calculez, da? Dar cât ar face dacă ar fi să calculez și eu cu 3? 7. 7. Deci e foarte real. Deci... Uitați-vă la domeniu. Nu aparține domeniu. Nu pot să calculez valori care nu sunt în domeniu. Nu, am răspuns. Mă adică... Nu există, e păi, dar nu pot să mă duc că l-am pus de la dumneavoastră. Păi l-am pus că l-am pus aici, în tabelă, puțin. Da? Deci nu vă duceți și calculați valori decât din domeniu. Și dacă nu calculăm valori din care nu sunt în domeniu, nu scade. Da. Logic. Data asta chiar se scade. Sau chiar ca să se punteze, să dea ei, să dea ei, să zice ei. Acum, la subiectul. Păcăre, da. Deci, dacă fie funcție de definită pe asta, calculația de 3. Fac, s-au dus subiectul. Da. Nu are valoare. Nu este nimeni. Da. Dar, de obicei, nu prea stau. Unde se dă la subiectul 2 și, repet, avem 10 puncte care trebuie să fac. Sunt două subiecte, punctul A și B, fiecare cu 5. La funcție, dar nu la simulat. La subiectul la B, poate de alea cu puncte, puncte. Ale o să dea multe, dar de obicei se dau cam ceva și mai. Da. Bun, mai zice un lucru. Un exemplu. Asta. Fie e la fel definită pe valorile 0, 2, 4, 6, cu valori IR, iar așa am să fiu dar, f de x, este egal cu 1 supra 2 x, da? Zicem așa. Verificați valoarea de adevăr a propozițiilor. Verificați. Da. F de 0 egal cu 0. F de 0 egal cu 1. F de 2 egal cu 1. F de 2 egal cu 2. F de 4 egal cu 2. F de 8 egal cu 4. Hai, faceți-mi
Îmi spuneți la fiecare dată? Ce mi-a dat anul? Prima e adevărată. Păi, da. Pe la ultim, pe mie mi-a dat la 0, la... El de 0 face 0? Da. E adevărat, da? Da. De 0 egal, adevărat. El de 0 face 1? Fals. Da sau nu? Fals. Nu, e 2. Păi el de 0. Eu 0, tocmai ce... Păi dacă face 0, cum mai pot să fac 1? Da. Nu, la B, la B. El de 0 face 1 fals. Nu are cum să facă și 0 și 1, da? Deci n-ar fi funcții dacă face și 0. El de 2 face 1? Da. Da, pe 1 pe 2 ori 2, 1 pe 2 ori 2 se simplifică, că e adevărat. El de 2 face 2? Nu, dacă face 1, nu are cum să facă și 2. Fals. Bun. El de 4 egal cu 2? Da. Da, e 1 pe 2 ori 4, se simplifică, nu? Adevărat. F de 8 face 4? Da. Adevărat. Adevărat sau fals? Fals. Fals. De ce? Pentru că nu e în domeniu. Nu e în domeniu, sigur că da. Nu că, nu vă uitați mă la relație. Nu vă uitați mă la relație, că dacă mă uit și verific pe relație, 1 pe 2 ori 8 face 4. Verificați și pe domeniu. Da? Domeniu. Nu pe dată. Domeniu. O domeniu. Domeniu cu domeniu și formă. Da. B. Ați întrebat ce și mai vreți. Da. Păi eu, poate fi și a 4. Și un minut. Și un minut. Și un minut? Da. De atunci? Da. Păi ce fiști? Cum e văzut? Da, și de ce faci? Da. Vă dau un pas să o uitați peste ea. O parte sau pe... Da. Aici are de...